Simona Halep a fost decorată de președintele României cu Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler. Ceremonia oficială de acordare a distincției a fostului număr 1 mondial va avea loc marți la Palatul Cotroceni, în semn de înaltă apreciere și recunoaștere pentru câștigarea trofeului de tenis de la Wimbledon, pentru rezultatele sportive excepționale obținute de-a lungul carierei, pentru desăvârșirea poziției în rândul celor mai bune jucătoare ale lumii, precum și pentru talentul, dăruirea, devotamentul și profesionalismul puse în slujba afirmării sportului românesc pe plan internațional și popularizării acestuia în rândul tinerilor, fiind un simbol al tinerei generații de sportivi, președintele României, domnul Klaus Iohannis, a conferit Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler sportivei Simona Halep. Se arată într-un comunicat al administrației prezidențiale dat după victoria Simonei de la Wimbledon. Nu este singura apreciere pe care Simona Halep o primește după cucerirea trofeului de la Wimbledon. Imediat după finală, Federația de Tenis și Primăria Capitalei au organizat o întâlnire a Simonei cu 10.000 de oameni pe Național Arena. Patriarhia Română a decorat-o de asemenea cu cea mai înaltă distincție acordată mirenilor, iar apoi Primăria Constanța a organizat o ceremonie în care Halep a vorbit publicului din orașul ei natal. Simona Halep a câștigat Wimbledonul din acest an după ce a învins-o categoric în finală pe Serena Williams cu 6-2, 6-2.